Mulți dintre împătimiții sporturilor de iarnă din Sibiu au ales să-și petreacă prima zi cu adevărat de primăvară din acest an la schi. Temperaturile ridicate i-au lăsat doar în tricou pe schiorii care au profitat de vremea frumoasă și s-au bronzat. Da, este senzațional, nu mă așteptam să fie atâta lume, sincer. Am venit de la prima oră, nici nu era deschis. Este senzațional și cred că va fi printre ultimele weekenduri. E plăcut, e cald, vremea e superbă, zăpada de asemenea, e în regulă. Frumos, plăcut, schind, făcând și plajă în același timp, e frumos. Alții au mers la iarbă verde, au dus dorul unor zile petrecute în natură, așa că acest weekend a fost perfect pentru ei. Și dacă au stat la aer curat, le-a venit și pofta de mâncare, așa că au încins grătarele. Pentru mine natura e hrană spirituală, că stai câteva ore că sunt obosit de nu mai pot, dar că stăm 2-3 ore aici. Am găsit pe niște oameni aici care chiar au plecat și era focul făcut și am mai pus niște lemne să facem și noi ceva. Suntem mici, suntem îngrătat ceva. Și așa mănânci acasă, dar aici mănânci mai cu poftă și aici mănânci ce nu de la aerul ăsta curat mănânci ce nu mănânci acasă. Au fost 2 zile călduroase în care oamenii și-au încărcat bateriile pentru o nouă săptămână de muncă.